întotdeauna când văd casele acestea risipite așa pe dealuri, mă gândesc la copiii de la școală, de unde vin și cât vin. Și că după un drum lung, eu ar trebui să fiu persoana care le luminează ziua. Dus 54 de kilometri întors. De 10 ani. Fac naveta de la Buciumpoieni la Abrud, pe ruta Abrud, Câmpeni, Albac, Horia. Culoarea aceasta de verde, permanentă, îmi dă așa în fiecare dimineață speranța că lucrurile merg bine, că se așează. Eu m-am obișnuit. Cred că acest drum este drumul care pe mine mă relaxează câteodată. Am învățat să privesc cu alți ochi un răsărit de soare frumos, un curcubeu. M-am uitat cu alți ochi la zăpadă, am privit ploaia și vin cu drag, cu drag de copii. Dragul acesta de copii și de locurile acestea mă ajută să văd drumul mai ușor. Născut într-un sat de aurar din Apuseni, într-o familie de mineri, Andra urcă zi de zi pe Valea Arieșului, unde o așteaptă o mână de copii dintr-un sat îndepărtat să le predea limba română și, mai mult decât atât, cultură, civilizație și identitate. Cu alte cuvinte, povestea lor a fiecăruia din ei. Dragii mei copilași, vreau să vi-l prezint pe Nicu. Nicu, un personaj care apare într-o povestire a lui Iona Gârbiceanu. Este un scriitor care s-a născut în județul Alba, la Cenade, în zona Blajului. Și el a surprins tare frumos așa în opera sa Viața oamenilor de la sat. Eu vreau să vă citesc această povestioară. La sfârșitul orei, voi ar trebui să fiți capabili să identificați valoarea culturală sau morală întâlnită în text, să analizăm un comportament al unui personaj. Asta pentru că la sfârșit de clasa 8, știți că ne așteaptă evaluarea națională, unde la punctul 9 avem să asociem un text la prima vedere cu un text întâlnit de voi ca lectură suplimentară. Casa lui Ion Nistor e ascunsă între pomi bătrâni, în fundul unei hudițe. De la ea încolo nu mai este nicio casă. Încep fânețele satului. Am văzut un Nicu în fiecare copil prezent aici, nu doar în clasă, ci și în școală. Nicu fiind prototipul copilului harnic, copilului iubitor de mamă, copilului milos, calități pe care eu le-am văzut în elevii mei de-a lungul anilor. Și în același timp, textul surprinde și greutățile unei mame. Și dincolo de faptul că eu sunt profesor, sunt și mamă. Și de acum nu mai-mi pasă. Am și eu un ajutor în casă. Ce ajutor, vecină? Îl am pe Nicu. Păi tot un băiat și ăsta. Nu l-aș schimba cu nicio fată din lume. Mă ajut cu el, lucru mare. Da, și nu numai de acum, de când e mărișor.
Măriuța spunea adevărul. Să nu încerci să slobos cu cumpăna găleata în fântână, să te tragă și pe tine. Așteaptă până vine vreo femeie după apă. Vreun an, Nicu n-a coborât singur cumpăna în fântână, dar mai târziu a încercat și a văzut că nu e așa de greu. Îmi cunosc destul de bine elevii și vreau să vă spun că întotdeauna am încercat ca pe lângă informații, cunoștințe de specialitate să le transmit copiilor și emoții și sentimente. Și pot să vă spun că știu câte ceva personal de fiecare elev din clasă. Știu de unde vine, ce animăluțe are, câți frați sunt, ce-i place să facă. Nu știu, mereu zic că relaționez foarte bine cu copiii. Copiii vin înspre mine. Cred că cea mai mare bucurie a mea e atunci când vin aici, la școală, intru pe poarta școlii și copiii vin cu un zâmbet larg și cu inima deschisă. Ce faceți, doamnă? Păi atunci toate grijile pe care le am, le las acolo la poartă. Și mereu am venit cu drag și cu entuziasm în fața acestor copii. Mă numesc Elena Dobra, am 14 ani. Tode Nicolae Ștefan. Costi Mihaili. Mă numesc Todea Valentina. Triv Dorinel Alexandru. Mă cheamă Maria. Mă numesc Rob Andrei Ilie. Costea Ioana. Costea Marian. Mă numesc Todea Alexandra Ioana. Mateș Florus Valentin. Există copii care își cultivă aceste valori nu doar în clasă la mine, ci în întreaga școală. Avem copii, de exemplu, la mine în clasă există un copil care cântă atât de frumos și la fluier și la saxofon. Un alt copil care sculptează și îmi spune că vrea să devină sculptor. A fost printre primii oameni care au primit ceva făcut de mânuța lui. Am copii care recită frumos, care compun. Am avut elevi care scriu. Mândră țara moților, acum că ceasul-mi sosi, te jeli cu aprinsul dor, fiindcă tare te iubi. Te iubi atât de mult că și pomii îngălbeniră, te iubi fecior eu fiind, că și mierele muțiră. De pe deal din fericet, mă uitai curios la tine, mă uitai în față-mi drept, neștiind ce-i cu tine. Impresii după, vă rog să mă ajutați, după prima lectură. Să vă notați în caiete și să-mi răspundeți liber la aceste întrebări. Mihăiță, nu mi-a plăcut cum scrie mea. Deci, mi-a făcut textul. Pentru că Nicu și-a ajutat mama, iar ceilalți frați o ajutau și el a fost singurul care s-a gândit să o ajute. Mi-a plăcut textul pentru că băiatul îl vrea cu mama lui, iar mama îl vrea enorm pe băiat, fiind o legătură puternică de iubire și recunoștință între ei. Nu mi-a plăcut în text că vecinele vorbeau despre Nicu, fără să știe ce face el cu adevărat. Mi-a plăcut textul pentru că Nicu avea milă de mama lui și o ajuta cu tot ce putea. Mi-a plăcut textul pentru că învață că munca pe care face o femeie o poate face și poate face un bărbat, cum și munca pe care face un bărbat o poate face și o femeie. Prin literatură încă se mai transmit valori, modele. Disecând textele, copiii observă aceste valori și încearcă să le urmeze oarecum. Au modele din copii care citesc, am copii care citesc foarte mult și vin și îmi spun
doamna, știți despre personajul, nu știu care, care ce-a făcut și aș citi cartea, doamna, vă recomand. Și atunci, cred că mai există copii care citesc și care își extrag aceste valori din literatură. Încă îi ajută să literatura să observe această diferență bine, rău, frumos, urât, adevăr, minciună. Întotdeauna mă întreb dacă reușesc să ating acele competențe pe care le vizează programa, dacă aleg metodele, de fapt, prin care acele competențe sunt atinse. Mereu mă întreb dacă reușesc să fac acest lucru și dacă e corect să le traduci elevilor în termeni pe înțelesul lor. E greu. Una din problemele școlii românești este programa încărcată. Conținuturi multe și timp scurt de predare. Nu avem timp să verificăm dacă copiii și-au însușit o competență. Cred că toată viața mi-am dorit să fiu învățătoare, profesoară. În gimnaziu am avut privilegiu să-l am profesor pe domnul Macavei. Dumnealui a fost primul dascăl rămas în suflet. Mi-amintesc și acum cu drag de orele dumnealui, le retrăiesc. Câteodată, văzându-mă în fața clasei, am imaginea dumnealui în fața mea. La liceu, tot profesorul meu de română, un alt profesor de română, domnul Medruț, care încă mai trăiește, mi-a aprofundat această dragoste de profesorat, de dăscălime, de frumos, de copii. Și m-am hotărât, gata, aici trebuie să rămân. Pe filiera aceasta ar trebui să continui. Am urmat apoi studiile la Facultatea de Litere și Arte din Sibiu. După terminarea facultății, 5 ani de zile am lucrat într-un alt domeniu de activitate, la Sinaia. Am făcut traduceri și secretariat. Mi-am dat seama că locul meu, deși plătită fiind mai bine decât colegii mei dascăli, nu e acolo. Îmi doream să mă întorc pe meleagurile natale și să îmbrățișez cariera aceasta de profesor. În 2014 au apărut două posturi titularizabile pe județ, Seminarul Teologic în Alba Iulia și Horia. Și am luat prima notă pe județ, la limba și literatura română. Toată lumea se aștepta ca eu să iau seminarul teologic, să optez pentru seminarul teologic din Alba Iulia și am optat pentru Horia. M-am atașat de copii, de locuri, de oameni și am găsit copii ancoră care m-au tras înspre ei. Și datorită acestor copii, eu vin cu inima deschisă, cu drag și cu bucurie. Bine te-am găsit, Sadrac, cu oameni vechi și oameni noi. Al amintirilor și rag mă trage astăzi înapoi. Vin astăzi ca să te revăd, să dau binețe la vecini când nici în mine nu mai cred. Îmi amintești de rădăcini. Pe tălpi am adunat cândva, din praful străzilor fierbinți. Plecând, nu l-am putut uita, la fel ca dorul de părinți. În niciun loc de pe pământ nu-i mai frumos ca în al meu sat și mă mândresc, fiindcă azi sunt născut acolo, în timp uitat. În niciun loc de pe pământ nu-i mai frumos atunci când plouă
că în tine nu-i miros mai sfânt de iarbă proaspătă și rouă. Comuna Horea, una dintre cele mai întinse din țară, mai are 1774 de locuitori în 15 sate risipite. Școala gimnazială numără în total 72 de elevi. În învățământul rural, cred că ne confruntăm cu depopularea dealurilor, satelor și cu scăderea numărului elevilor. Oamenii pleacă de la sate. Am experiența învățământului la simultan. În urmă cu câțiva ani mai aveam o structură, structura Mătișești, și atunci, să se păstreze acea structură, am avut clase la simultan și aici. Și erau și sus la simultan și aici. Și am predat 2 ani la simultan și pot să mărturisesc că a fost o adevărată provocare pentru mine învățământul acesta simultan. 2 clase cu programe diferite și e foarte interesant. 2 luni am simțit că nu știu ce să fac cu copiii aceștia. Îmi venea să plâng când ajungeam la clasă. Eu admir învățătorii, vă spun sincer, pentru mine învățătorii sunt eroi. Învățătorii de la sat în special. Ei au și 5 clase simultan și de multe ori mă întreb cum reușesc să îmbine aceste clase armonios și să le gestioneze. Câteodată cred că predau și altă, nu sunt sigură, dar s-ar putea să aibă și altă disciplină, deci nu toți fac matematică. De ce e importantă școala? Să îl convingeți pe Nicu să vină și să rămână la școală cu voi. Să vină permanent, că acum e cu voi, coleg de bancă. Din punctul meu de vedere, mergem la școală pentru a ne dezvolta gândirea, pentru a ajunge cineva în viață. Adică, din punctul meu de vedere, dacă n-ai școală, nu poți să ajungi nimic în viață. Ca să învățăm, să ne realizăm în viață. Mergem la școală ca să învățăm lucruri noi și să avem mai multă experiență când o să creștem. Să ne culturalizăm, să învățăm o meserie, să învățăm și să ne facem un viitor. Pentru a ne educa și a învăța lucruri noi. Cel mai mult la școală îmi place că mă întâlnesc cu prietenii mei și socializez cu ei. Pauzele. Prietenii. Îmi place româna foarte mult pentru că, într-un fel sau altul, ea m-a ajutat să, nu știu, să așez în ordinea în care așez eu cuvintele în poezii de pe care le fac. Ea m-a ajutat cumva să compun poeziile pe care eu le compun, pentru că asta e pasiunea mea. Îmi place că aici la școală ne întâlnim, suntem cu o familie aici la școală. Și ne întâlnim, vorbim, învățăm. Îmi place mai ales de colegi, de doamna dirigintă. Cel mai mult la școală îmi place în pauză. Profesorii și colegii. Că ne facem prieteni și avem multe amintiri. La română îmi place cel mai mult. Și cum îl convingeți pe Nicu să rămână la școală? Eu încă vreau să aud acel discurs persuasiv sau acel argument. Hai că puteți să-l convingeți. Eu știu. Valentina, îl convingi tu? Da, ea spune că la școală și-ar putea găsi pasiunea adevărată. Pasiunea adevărată. Voi v-ați găsit pasiuni la școală, copii? Sau școala v-a ajutat să vă dezvoltați pasiuni? Da. Cu? Ce? Ce fel de pasiune v-a dezvoltat școala? Pasiunea poeziei. Am întâlnit fel de fel de talente. Am copii care pictează frumos, desenează frumos și au participat la concursurile, au fost validate aceste talente, oricum și în comunitate și în afara ei. Și încurajăm mereu prin participare la
diverse activități. Dacă nu, de multe ori când n-am avut activități din acestea mari, importante, pur și simplu am văzut desenul copilului și l-am luat, l-am afișat pe holul școlii. I-am pus numele și l-am lăsat să simtă că are o expoziție organizată aici în școală. Copiii de aici încă se confruntă cu problema ajunsului la școală, că satele sunt risipite pe dealuri. Drumul acesta pe care ei trebuie să îl parcurgă de la școală înspre casă și de la casă spre școală e destul de lung. Eu am zis că aici și scurtăturile, copiii vin pe scurtături, oarecum, au un alt drum, nu cel asfaltat. Ei parcurg distanțe și prin pădure, e tăiat cumva, dar am zis că aici și scurtăturile lor sunt lungi. Așa le-am perceput. Scurtături lungi. Deși acum există și internat aici și copiii pot să opteze pentru internat, nu toți rămân în internat. Și microbusul școlar nu poate să acopere toate rutele. De anul acesta avem al doilea microbus școlar. Până acum aveam doar unul. Pentru toate satele era puțin. Vreo 8 sau 9 kilometri. Acum, mai recent, a venit microbuz. Și acum am prezent cu microbuzul, chiar în acest an. Știu că sunt copii care vin 4-5 km, cred că și mai mult. Cei care vin dinspre vârful Petreasa fac, nefiind din zonă, nu vă pot spune exact. Nu i-am întrebat pe copii în kilometri, dar știu că îmi zic că au mult de mers până acasă. Cam o oră și ceva, chiar 2 ore câteodată. În momentul în care am ajuns în primii mei ani, în vârful Trifeștiului, am avut o revelație și mi-am dat seama că ar trebui să apreciez acești copii doar pentru simplu fapt că ei ajung la școală, că vin în condiții de iarnă, de frig, de ploaie, ei vin la școală cu ghiozdanul greu și doar simplu fapt că ajung ar trebui apreciat. Clasa a 8-a înseamnă atât pentru elevi cât și pentru diriginta lor încheierea unui drum. Și în acest caz fericit este un drum presărat cu amintiri frumoase. În general, toate amintirile care mă leagă de prietenii mei și de doamna dirigintă. De obicei, amintirile frumoase de la școală sunt cele cu doamna dirigintă, deoarece ea mereu ne ajută să ne creăm amintiri frumoase în școală și cred că ar fi o excursie. Primul an când am venit aici și m-am cunoscut cu colegii mei. Anul trecut a fost organizat un bal al toamnei, unde eu împreună cu clasa, coordonat de doamna dirigintă, am pregătit o scenetă, o parodie și m-am simțit foarte bine și pot să spun că a fost o experiență foarte frumoasă. Când am terminat clasa 6-a, am fost la cămin și acolo ne-am adunat toți, am râs, am povestit, a fost fain. Acum 2 ani, înainte să plece clasa atunci, care era 8-a, era, cred că, prin ultimele zile de școală. Țin minte că făcusem o bătaie cu apă foarte mare, de aproape inundasem holul. Amintire frumoasă, iarna, înainte de Crăciun, venea Moș Crăciun la sala de sport. Și îmi plăcea mult, și acum îmi place. Cea mai mare bucurie a unui dascăl, cred că atunci când îți revezi foștii elevi și ei te recunosc și vin și îți mulțumesc și îți spun că ai însemnat ceva pentru ei, că ai adus o contribuție în formarea lor ca oameni.
Mă bucur atât de mult când văd, când îmi întâlnesc foști elevi care trec nu de cealaltă parte a străzii, ci pe partea mea de stradă să mă îmbrățișeze sau să mă salute cu chip senin și zâmbet pe buze. Și atunci cred că dacă acei elevi nu mă evită și îmi caută prezența, eu mi-am făcut datoria. Am avut 4 fetițe în generația de anul trecut care au optat pentru profilul pedagogic și susținând probele acelea eliminatorii, au avut un interviu de dat și chiar o fetiță mi-a spus că ea le-a spus și profesorilor de acolo că ea a optat pentru acest profil datorită mie, că m-a avut model pe mine și atunci ce poți să-ți dorești mai mult în lumea aceasta sau în profesia aceasta? În 2019-2020, cei de la o companie au organizat un concurs. Trebuia să votăm o anumită școală, să înscriem școala în concurs. Eu am înscris-o. Spun drept că nimeni nu mi-a dat nicio șansă. Am înscris școala în acel concurs și apoi am mobilizat copiii. Și le spuneam copiii, dacă o să câștigăm, o să avem cărțile pe care ni le dorim. Haideți să votăm! S-au implicat toți. Chiar oamenii din sat, copiii au promovat foarte bine acest concurs. Chiar și autoritățile locale, toată lumea intra și vota școala știind că s-ar putea să câștigăm. Și am câștigat. În 2020 am primit cărțile pe care noi ni le-am ales în valoare de 8.500 de lei. Prima dată a început fratele meu, el avea dorința asta să cânte. Și când a mers el la domnul Alin Joldeș ca să îl învețe, am zis că merg și eu, că n-am nimic de pierdut, să văd dacă am și eu înclinație înspre partea asta artistică. Și am descoperit că sunt talentat la asta și a început să-mi placă. Și așa am continuat. Am început prima dată pe fluier, timp de 2-3 luni de zile. Și cum am fost talentat, nu a mai fost nevoie să continui pe fluier și am trecut pe saxofon. La care sunt dirigintă este una foarte bună. În acești 4 ani eu nu am avut personal nicio plângere, nici părinții vin la ședințele pe care le-am anunțat, au venit și n-au sesizat sau nu știu, n-au ridicat nicio problemă. Nu știu, mi s-au părut oameni tare buni și înțelegători, dar printre aceștia există, nu printre cei de la clasa mea, v-am spus că n-am avut probleme, dar aud, eu nefiind nici de-a locului, atunci probabil sunt privată de unele discuții care apar în comunitate despre profesori și statutul nostru. Câteodată există așa și o ruptură, simt sau am auzit că unii părinți sunt nemulțumiți de noi, cadrele didactice, că nu ne facem treaba, că nu știu. M-am tot gândit cum aș reacționa dacă un părinte ar veni și mi-ar spune, doamnă, nu știu cum predai, ce faci, că nu îți faci treaba acum. Am zis că l-aș lua și l-aș pune în locul meu la catedră și m-aș așeza în bancă și ea spune că sunt deschisă să învăț și să-mi arate cum se face o oră.
și să stăpânească, să se confrunte cu toate problemele cu care noi ne confruntăm și să-mi arate cum se face și eu sunt dispusă să fac după model. Vorbim la orele de literatură despre familie, ideea aceasta de familie și ce rol avem noi în familie. Copiii menționează rolul de copil, ce mai fac ei, ce atribuții au și las intenționat, adică mă las pe mine intenționat la sfârșit și îmi prezint și eu atribuțiile pe care le am în afara școlii. Și încep, sunt mamă, fică, noră, sunt, așa le spun, văcăreasă, porcăreasă, spălătoreasă, femeie de serviciu, fermier cu acte, în regulă, muncitor necalificat, asistent veterinar, asistent social. Am învățat să fac de toate. Până la ora 5 sau 3 când ies pe poarta școlii, sunt profesoară. După școală începe aventura. Am o altă meserie, cea de mamă și gospodină și mă duc înspre casă. Trebuie să mă duc înspre casă cu bateriile pline. Nu am voie să am bateriile goale. Și acasă încep altă muncă. Am avut la un moment dat în gospodărie 13 tipuri de animale. Am avut de la vaci, oi, porci, capre, gâște, bibilici, prepelițe, iepuri, fazani, păuni, câini, pisici, deci toate. Tot timpul sunt ocupată. Am așa o vorbă că nu am timp nici să mor câteodată. Și apoi, în jur de ora 10, când casa mi se liniștește, revin la profesorat. Mă ocup de evaluări, mă uit, niciodată nu m-am pus în pat fără să mă uit ce am pe mâine de predat, unde am rămas, unde sunt cu copiii, la fiecare clasă, ce am. Îmi place să mă uit pe rețelele acestea, să caut metode noi, activ, participative de predare. Îmi place să... Câteodată citesc. Mi-aș dori să am mult mai mult timp să citesc. Unul dintre băieți este elev la liceu din Abrud. Celălalt este la școala primară din Buciumpoieni, în clasa 1. Și n-am avut nicio problemă cu cadrele didactice. Și chiar dacă s-a insinuat odată la o ședință cu părinții că, având loc un eveniment mai puțin plăcut între copii, s-a insinuat că profesorul ar fi fost vinovat, că copiii au avut libertatea ca ei să aibă acele divergențe între ei și acele certuri și chiar m-a buvnit râsul și am zis că nu cred că aceasta este problema, nu cadrele didactice sunt problema, pentru că poate nici copiii, noi părinții deja între noi suntem mai arțăgoși decât elevii și copiii între ei își rezolvă problemele. Și poate că n-ar trebui să intervenim așa între copii. Nu știu, așa am privit eu lucrurile. Nu cred că ambii copii au la catedră oameni care știu să-și facă treaba și pe care eu mă bazez. Dovadă și rezultatele pe care le au și cunoștințele și pe copilul cel mare îl văd tot timpul implicat, învățând, dorind
să învețe, să cunoască lucruri noi, să meargă mai departe, să... Și mă gândesc că și o parte din profesorii pe care copilul meu, cel mare, îi are acum la școală, i-am avut și eu ca profesor și ca modele și... Nu i-am luat apărarea copilului meu dacă a venit să se plângă că... Nu știu, nu i-a fost explicată suficient lecția. Și am spus, e sigur că ai ascultat, pentru că îndemnul meu personal a fost întotdeauna singurul lucru pe care te rog să-l faci e să asculți atunci când profesorul îți explică. Când vezi un profesor că se străduiește să-ți explice ceva, să-ți traducă pe băbește, că așa le zic eu copiilor, să-ți traducă pe băbește, te rog, acordă-i atenție. Și e singurul lucru pe care te rog să-l faci în școală. Eu cred în cadrele didactice, na, fiind și poate și de cealaltă parte a baricadei, deci cred că avem oameni de valoare și profesori de valoare încă. Am o comoară pe care am început să o adun din primii mei ani de învățământ. O comoară alcătuită din tabloașe, poze, semne de carte, bilețele, scrisori pe care le-am primit de la elevi. Aveam un elev care nu reușea niciodată să depășească pragul acesta de 5 și îmi lăsa întotdeauna pe lucrare câte o inimă și îmi spunea: Doamne, îmi pare rău că vă dezamăgesc și nu pot învăța, dar vă iubesc. Și încă mai am și acele bilețele. Am foarte multe scrisori pe care le-am primit de la copii atunci când eu i-am învățat să facă scrisoarea. Mi-au adresat scrisori personale pe care le păstrez la loc de cinste. Nu știu, vin și Mihail, de exemplu, îmi dăduse acea lingură. Doamna, e pentru dumneavoastră, o vreți? Și am păstrat-o. Am o comoară formată din nimicuri pentru alții, dar diamante pentru mine. Și tocmai le spuneam, chiar le-am mărturisit copiilor din clasă, că sunt acele mici lucrușoare, pentru mine sunt diamante și bănuți de aur, cu care eu aș vrea să plec de pe lumea aceasta însoțită, în ideea că pentru băiatul meu sau pentru băieții mei nu o să reprezinte nimic. Sunt nimicuri primite de mama, de la niște copii, și... dar pentru mine au însemnat viața. O jumătate din viața mea am lăsat-o aici, am pus-o aici. În acest punct al propriului său parcurs profesional ne-am pus în mod firesc întrebarea: dacă i-ar sta în puteri, ce ar schimba doamna profesoară în viața unui cadru didactic? La ora actuală, cred că statutul profesorului a schimbat salariul unui profesor. Aș valoriza mai mult această meserie, aș pune-o mai mult în valoare. Aș prezenta partea bună a învățământului, aș da exemple de bună practică, pentru că există mulți oameni care... Și aș promova acești oameni care devin oarecum eroi în comunitățile în care lucrează. Ultimul an al școlii gimnaziale este și momentul în care elevii și alături de ei părinții și profesorii se pregătesc pentru prima răspântie a drumului vieții. Prima alegere importantă,
primul pas în afara lumilor și totodată pe calea împlinirii propriilor vise. Aș dori să dau la liceu chiar aici, în inima munților, deoarece este o zonă foarte frumoasă și nu mă pot despărți de ea. Vreau să merg pe profil de filologie. Vreau să merg la liceul, la Colegiul Național Avram Iancu din Câmpeni, la profilul filologie. Aș vrea, totuși, să îmi continui, spre exemplu, studiile aici în zonă, în inima munților Apuseni, urmând un profil real, pentru că încă ofer credibilitate oamenilor din această zonă. La filologie. Aș dori să devin inginer. Bucătar. Mecanic auto. Mă gândesc să mă fac avocat. Antreprenor. Încă sunt dubii. Polițist. Vreau să devin psiholog. Vreau să rămân în Horia. Tocmai discutam că oare ce o să facem noi în 10 ani, când am coborât de la Fericet cu fetițele pe care eu le-am adus. Și spuneau că, nu știu, în 10 ani ce o să facă, dar probabil o să fie, o să aibă terminată facultatea, pentru că visează să meargă mai departe, adică să facă un liceu și să meargă mai departe. Și o parte, o fetiță zicea că ea o să revină aici, celelalte că o să rămână probabil în orașele în care o să studieze la facultate, dar nu știu, dacă faci ceea ce îți place, îi încurajez să-și urmeze visul. Ha 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 ha!